Salutare din nou, dragi investitori și viitori investitori! În seara aceasta vreau să vă mulțumesc pentru reacțiile pe care le-am avut din partea voastră cu ocazia lansării ediției a treia a cursului de investiții imobiliare și vom vorbi despre cursul de investiții imobiliare, despre un webinar pe care îl vom ține luni și despre reacțiile voastre și mail-urile pe care le-am primit de la voi. După cum poate știi, am lansat deja cea de-a treia ediție a cursului practic de investiții imobiliare, curs pe care îl vom ține pe 14 octombrie, deci miercuri, și te invit cu această ocazie la webinarul pe care îl vom ține chiar luni acum, de la ora 19, în care vei lua puțin pulsul la ceea ce se va întâmpla în cursul practic de investiții. Cu această ocazie, acestui webinar, care este, bineînțeles, gratuit, vei afla pas cu pas cum poți să faci investiții imobiliare fără chiar niciun ban. Există în piață acest mit conform căruia nu poți face imobiliare sau investiții imobiliare fără a avea o sumă foarte mare de bani, ceea ce este un total bullshit. Și îți vei demonstra în acest webinar cum poți face bani, cum îți poți începe cariera de investitor imobiliar fără a avea chiar niciun ban. Dar haideți să vedem acum câteva reacții și întrebări pe care mi le-ați adresat cu ocazia aceasta. De la Cătălin întreabă: salut, aș dori să cumpăr o garsonieră sau un apartament în București doar pentru închiriat. Foarte bine, Cătălin. Momentan pot cumpăra doar o garsonieră, pentru apartamentul să mai strâng bani. Îmi poți spune ce îmi recomanzi, să cumpăr o garsonieră sau să o închiriez, da? Sau să o aștept ca să cumpăr un apartament? Cătălin, îți recomand să începi de acum, nu mai aștepta. Oricum, la garsonieră ai un randament mult mai bun decât la apartament, așa că n-are rost să aștepți. Ok, haideți să vedem. Sport TV, da? Zice: salut, nu am făcut nicio investiție în imobiliare, dar aș vrea să o fac, nu te oprește nimic. Chiar poți să vii la webinar și o să vezi cum poți face această investiție cu mai mult sau mai puțin bani, da? Ok, drăguț, da, Mihai? Salut, Horia, te urmăresc de câteva luni și îmi place conținutul tău, da? Sunt unul dintre cei care vor să investească în imobiliare în România. Consider că investiția imobiliară e rentabilă doar în orașele mari și puternice, precum Cluj sau București. Eu sunt din Galați și mă frământă faptul că dacă vreau să investesc aici, peste câțiva ani nu am cui să vând imobilul. Tu ce părere ai? Eu am părerea că și în Galați, din punctul meu de vedere, Galați este un oraș universitar destul de important în România, iar temerea ta este pur și simplu nefondată, așa că dă-i bătaie, investește, cumpără dacă ai ceva de cumpărat. Nu mai aștepta, pentru că timpul o să te coste bani și practic tu acum o să câștigi dacă te-ai pus să investești acum. Da? Geta zice: bună, urmăresc materiale și te felicit pentru ele. Mulțumesc, Geta. Aș fi interesată de o analiză comparativă 10-20 de ani între investițiile imobiliare și investiția pe bursă sau în fonduri de investiții. E mai bine să investesc în imobiliare, în fonduri pe bursă sau diversificat? Ok, Geta, eu sunt adeptul investițiilor imobiliare, deoarece mi se par foarte sigure și pe termen lung ai doar de câștigat. Sunt mai riscante cele pe bursă, fondurile de investiții, într-adevăr, au, chiar dacă au un randament mai mic, sunt mai sigure. Depinde pur și simplu de ceea ce îți place ție să faci. Eu îți recomand să investești în imobiliare. Și Cosmin mai are o întrebare, zice: salutare, dacă aș avea un apartament și îmi exprim oferta, dar el face o ofertă care ulterior va fi acceptată de vânzător, deci acceptă vânzătorul oferta, dar nu am toți banii pentru a cumpăra. Se poate accesa un credit de nevoi personale sau termenul de primire a banilor ar fi prea întârziat? Sau îmi puteți oferi o altă modalitate mai ok de a împrumuta bani, nu musai prin bancă? Aici cred că e puțin defasat, dar într-adevăr dacă trebuie o sumă mică, Cosmin, poți apela la un credit de nevoi personale care se acordă în câteva zile, dacă totul este ok. Dar dacă diferența între oferta ta și ceea ce vrea vânzătorul este una mare, atunci cu siguranță nu-ți va fi de ajuns un credit de nevoi personale. Așa că bine ar fi să te gândești, poți de asemenea apela la prieteni
pentru a împrumuta sau la familie pentru a împrumuta acești bani, depinde doar de tine, ceea ce vrei să faci și cât de mare este diferența între suma pe care o ai tu deja și ceea ce cere vânzătorul, da? Important e, cel mai important să fie o ofertă foarte bună. Iar acum, în final, voi vedea care dintre voi sunteți cei mai hotărâți în a lua frâiele destinului vostru și a investi în imobiliare. Și te invit luni, 12 octombrie, de la ora 19, la webinarul pe care îl vom ține împreună. Și dacă ai răbdare și vei sta până la sfârșit, vei obține și un preț promoțional la cursul de investiții imobiliare pe care îl vom ține împreună. Ok, cam atât pentru această seară. Țineți aproape, vă mulțumesc!